Salutare națiune jucătoare și bine v-am găsit! În seara asta m-am decis să vorbesc puțin despre BoardGamesArena.com, care este o platformă online de jucat board games și una din primele despre care am aflat când m-am apucat de acest hobby. Dacă țineți bine minte, în urmă cu ceva vreme, eu și cu Dan și cu Cătălin și cu Iulian am făcut un mic joc pe Tabletopia, respectiv Samurai, care Tabletopia împreună cu Tabletop Simulator sunt două simulatoare de board games pe Steam. Dar Board Games Arena se poate juca direct din browser, deci nu ai nevoie de Steam, așa că este foarte ușor să-l jucați și când nu sunteți acasă, gen sunteți la birou și aveți o oră, o pauză de masă de o oră în care nu aveți ce să faceți, aveți chef să dați un board game rapid. De asemenea, Board Games Arena vă oferă o chestie foarte drăguță și anume faptul că puteți să alegeți să jucați in real time sau puteți să jucați turn-based. Dacă jucați în real time, este ca și cum ați juca un board game la masă. A, mi-am făcut tura, pac, e tura următorului și tot așa, se termină jocul în același timp aproximativ în care s-ar termina și un joc pe masă. De fapt, chiar mai repede, deoarece majoritatea părților de setup și anumite chestii sunt făcute de Board Games Arena. Da, nu mai ai tu, nu mai trebuie să faci tu setup la joc, nu mai trebuie să muți tu anumite tokenuri, nu mai trebuie să faci tu refresh în anumite momente ale jocului, toate astea sunt făcute de către Board Games Arena. Iar a doua variantă, dacă nu ai timp să joci board game-ul în real time, dar totuși vrei să joci un joc, ai ocazia să-l joci turn-based. Și turn-based înseamnă că îți alegi un joc, când este creat sau cel care creează masa pentru jocul respectiv va decide cât de des se fac mișcările sau câte mișcări se întâmplă într-o zi, de exemplu poate să fie o mișcare pe zi, poate să fie două mișcări pe zi, trei mișcări pe zi sau tot așa și atunci e mult mai ușor, că poți să intri la un moment dat, ok, e tura mea, mi-am făcut mișcarea, pac, am ieșit, mi-am făcut treaba, ce am eu de făcut, fie că sunt la muncă, fie că sunt acasă, dar am alte treburi de făcut prin casă. Dacă ceilalți au făcut mișcarea și rândul tău iară, primești un mail, se spune e rândul tău, poți să intri să îți continui jocul. Bineînțeles, un joc va ține aproximativ câteva zile, nu se va termina în câteva minute sau în câteva ore, deci e ceva mai lung. Dar e o experiență care nu te taxează atât de mult, adică nu trebuie să-ți dedici 40 de minute din timpul tău. Aici mi-arată, de exemplu, jocurile pe care le-am jucat eu în general. O să vedeți că Board Game Arena are o selecție destul de bună de jocuri, de board games, și în general are foarte multe jocuri cunoscute, precum Tokaido, Takenoko, Jaipur, Hive, Colt Express, multe din astea au fost traduse și în limba română, deci le puteți găsi și la noi cu regulament în limba română. Și aici am recomandat, ok, tu ai jucat jocurile astea, uite, fă-ți o masă cu jocul respectiv. Iar dacă vrei să creezi o masă, e destul de ușor, să zicem, mă duc la Hive, am dat play, am aici, creez masă, e joc de 2 jucători, deci nu pot să scad. Dacă era joc de mai mulți jucători, gen 3 sau 4, putem să aleg eu cât jucători vreau să las. Fiindcă am ales turn-based, eu aleg cum vreau să fie timpul, pot să-l aleg real-time, fast speed, real-time, normal speed sau slow speed, sau poate să fie turn-based și aleg câte mișcări să fac pe zi. De exemplu, cel mai greu poate să fie o mutare pe 2 zile. Asta înseamnă că oponentul meu are 2 zile ca să-și facă o mutare. Dacă vreau să fie mai rapid jocul, pot să aleg 4 mutări pe zi. Da, și după aia dăm aici open table, așteptăm să intre cineva și dăm start la joc. Alternativ, dacă nu vrem să... dăm un cancel aici, dăm quit game. Alternativ, dacă nu vrem să stăm să creăm noi, putem să ne uităm la jocuri deja create. Aici aveți jocurile care sunt create deja în variantă turn-based. Dacă vreți real-time, aveți aici în variantă real-time. O altă opțiune faină a lui Board Games Arena este că e destul de ușor să înveți regulile. Alegi un joc, hai să spunem, mergem pe season, să zicem. Și aveți aici, stai să-mi aduc aminte că a trecut, cred că am vreo 6 sau 7 luni de când nu am mai jucat pe Board Games Arena, deoarece prefer board game-urile în face-to-face, în viața reală. Mi se pare o experiență socială și îmi place foarte mult să interacționez cu oamenii. Deci vă duceți la joc, aveți acolo how to play și aici e un tutorial foarte drăguț care vă explică cum să jucați jocul respectiv. Deci pur și simplu vă ia și vă arată pas cu pas, dați next, I am done. Vă arată cum să distribuiți cărțile, vă spune, dați play și merge tutorialul. Da, deci e destul de ușor să și învățați jocul, nu trebuie să stați, să luați un manual, să învățați voi regulile. Și acum am zis că, ca să vă arăt cam cum merge și un joc, o să alegem un joc ceva mai scurtuț, un joc în real time, ca să nu stăm cu turn-based să ține câteva zile și să vă arăt puțin cam cum se descurcă platforma. În cazul în care vă interesează și vreți să jucați pe Board Games Arena. Și o să caut eu aici, vedeți aici că apar toate jocurile care sunt live acum, pot să aleg eu la care vreau să mă alătur.
se vede câți jucători sunt, de exemplu aici se vor 2 jucători, aici se vor 4, câte sloturi libere sunt, ca să pot să mă decid unde vreau să aleg să intru. Ar fi Hive-ul care merge destul de rapid, de la Hive deja avem un play session pe care îl găsiți la noi, așa că aș încerca să găsesc ceva mai diferit. Takenoko, de exemplu, este un joc foarte simpatic, deși ține cam 45 de minute o oră, dar este un gateway game foarte bun, vi-l recomand mai ales pentru oameni noi, printre mine și la fete, chiar aștept să-i fac un review în viitorul apropiat, așa că o să tăiem și o să revenim direct cu un joc. Așa am revenit, nu am găsit nicio masă, așa că am făcut eu o masă cu 5 jucători, cu Tokaido și acum o să încep jocul. Am dat joc, cum spune aici, mă anunță, you are about to play with real opponents, o să țină cam 26 de minute, așa aproximează el, acum depinde foarte mult cât de repede se mișcă oamenii. Și acum trebuie să aștept să decide toată lumea că e ok să începem. Și jocul pe care îl jucăm azi este Tokaido. Tokaido este un joc foarte drăguț, de set collection, practic avem călătoria, facem călătoria din Tokaido până în Edo. Și pe drum trebuie să facem diverse chestii, să luăm mâncare la restaurant, să vizităm temple, să donăm, ne întâlnim cu diverse persoane care ne dau bonusuri, mergem la ferme, ne luăm bani, facem niște picturi, luăm suveniruri, da, trebuie să facem selection ca să donăm puncte, dar este foarte, foarte frumos desenat jocul și întotdeauna mi s-a părut un joc care te relaxează. Ok, și în prima fază am de ales între, știți ce, facem așa, să fie full screen, ok. Și am de ales între două persoane și să-mi aduc aminte ăsta, de fiecare dată când pictează ceva, primește un când termină un tablou, parcă primește un bonus. Și ăsta când cumpără de mâncare, are și, deci așa, draw an encounter card at each of the three intermediary. Deci de fiecare dată când mâncăm, tragem un encounter și ăsta spune earn one additional point for each hot spring card and each achievement card. Deci ăsta, cu ăsta mergem la hot springs, cu ăsta... E clar, vrem să mâncăm la restaurante și cred că îl vreau pe ăsta. Pentru că encounterele de obicei sunt foarte bune și îți dau chestii de care ai nevoie. Bun, deci după cum am spus, noi facem drumul către Edo. Iar pe parcursul acestui drum o să avem mai multe locuri la care ne oprim. Vedeți că sunt anumite stopuri obligatorii la tavernele astea. Sunt una, două, trei și patru, a patra este ultima. Acum e rândul meu să călătoresc. Jocul funcționează în felul următor. Cine este ultimul își face tura. Așa că un jucător poate să ai mai multe ture dacă te duci foarte în față. Și eu acum am o alegere. Vreau să mă duc să cumpăr un suvenir. Vreau să mă duc să am un encounter. Vreau să donez la templu sau vreau să fac picturi sau hot springs. M-ar interesa hot springs pentru că... Nu am luat moșul, deci nu mă interesează hot springs, mă interesează când mănânc, cred că vreau și o să iau un suvenir. Suvenirurile sunt importante, deși eu stau destul de prost cu banii, am doar, da, asta este partea proastă, nu trebuia să iau, să mă duc pe suveniruri, pentru că am uitat că eu încep doar cu 4 bănuți și nu pot să cumpăr nici măcar 2 suveniruri, vedeți, am găsit doar suveniruri destul de scumpe. Suvenirurile sunt între 1 bănuț și 3 bănuți, 3 fiind cel mai scump. Ideea cu suvenirurile este că trebuie simboluri diferite și mi-au venit 3 simboluri din același fel. Adică, indiferent dacă aș fi avut mai mulți bani, nu m-a ajutat niciun fel. Hai, o să cumpăr pe ăsta, o să scoreze un punct. Ideea asta cu suvenirurile este că dacă iau un suvenir diferit, o să fie al doilea 3, al treilea 5 și al ultimul 7. Dar trebuie să aibă alt simbol aici. La mine erau toate cu art suvenir. Și poți să cumpere atâtea suveniruri cât... Cât te țin bani, cât te țin buzunarele, ca să spun așa. Ok, bun, deci eu am 2 bănuți mai am și să vedem, putem să mergem la Hot Springs. La Hot Springs, practic, tragem cărți și ne dau fie 2 sau 3 puncte. Altă variantă este să mergem la Mountain Panorama sau la fermă. La fermă ne luăm bani și cred că e destul de important pentru că trebuie să ne gândim. Dacă mă duc la Hot Springs, înseamnă că încă o persoană se mai aduce la Hot Springs, 2 vor ocupa aici și... Probabil, posibil, încă 2 la ferme. Deci noi suntem 5. Ar putea fi un spațiu pentru mine la fermă, dar nu este garantat și ideea este dacă să mă risc pentru punctele alea. Și știți ce vreau să mă risc? Vreau să mă duc să trag o carte de Hot Springs. Iar am avut ghinion, am luat una de 2 puncte. Puteam să iau una de 3 puncte. Cred că el a luat fix, el a găsit de 3 puncte. Aia de 3 puncte au niște mai maimuțe, parcă, dacă îmi țin bine minte, care fac baie. La panorame, practic, îți iei tablouri, pictezi. Și vedeți aici. Primul tablou întotdeauna face un punct, al doilea 2 puncte, 3 puncte și tot așa. Mi se pare că
Fields, panorama este cel mai mic, ai nevoie doar de 3 cărți ca să-l termin, pe când celălalt este cel mai... și acum probabil că portocaliu se va duce la fermă. Sper din tot sufletul să aleagă suveniruri. Sper din tot sufletul să aleagă suveniruri, să nu se ducă la fermă, deși și el are 2 bănuți și cred că o să fie foarte tentat să se ducă să ia... Și atunci nu cred că mergem să mai cumpărăm suveniri, deși o parte din mine ar vrea asta, că am mers pe strategia asta, cred că o să mă duc să am un encounter. Pentru că nu voi avea, dacă mă duc aici, nu o să am bani. Iar la encounter există posibilitatea să dau de cineva care îmi dă bani. Problema este că dacă sari la jocul ăsta, sari prea în față, este posibil să pierzi mai multe ture cât restul își fac obiectivele, dar nu cred să fie cazul aici. Mă risc să mă gândesc dacă găsesc un suvenir de 2 bani sau de 1 ban și chiar rămân fără bani sau mai bine mă duc, hai să mă duc să am un encounter. Mai bine. Perfect, perfect. Nu aveam bani și vedeți, am găsit fix un... M-am întâlnit cu Kuge, the nobleman, care a spus, băi, ești cam sărac. Ia mă și tu niște monezi, hai, treacă de la mine, ia niște monezi, să fii sănătos. Ia uitați, a cumpărat 3 suveniruri, vedeți? Și a făcut foarte, foarte multe puncte cu chestia asta, pentru că are 1, 2, 3, 3 simboluri diferite, deci... Ăsta a valorat 3 puncte, ăsta al treilea a valorat 5 puncte. Deci a luat 8 puncte cu ocazia asta. Și chiar contează pentru că e important. Suvenirurile sunt... vin foarte multe puncte din suveniruri. Asta vreau să spun. Îmi pierdusem cuvintele, dar asta era esența a ceea ce voiam să spun. După cum spuneam, panoramele trebuie să aduni să completezi toată panorama, să nu zic panorama, cum spuneam înainte. Și munții mi se pare că sunt din 4 bucăți, Fields panorama din 3 și, dacă nu mă înșel, Sea panorama sunt din 5. Sau muntele și cu Siu este fix invers. Nu mai țin minte exact care era cea de 5 și care era cea de 4. I must travel și vedeți, deci acum singura mea opțiune, s-au umplut toate spațiile, singura mea opțiune este să mă duc aici să mănânc. Partea bună la ajunge primul este că eu să pot să găsesc mâncare... Am avut un encounter, asta e abilitatea mea, da? Deci fiecare avem un personaj special, personajul meu de fiecare dată când cumpără de mâncare sau, mă rog, ajunge la un inn, are un encounter care mi-a dat o panoramă și acum eu pot să-mi cumpăr mâncare. Mâncarea valorează automat 6 puncte, nu pot să cumpere aceeași mâncare de 2 ori și la final sunt niște bonusuri. Cine a mâncat cele mai multe tipuri de mâncare își ia un anumit număr de puncte, cine are cele mai multe tablouri, cine a avut cele mai multe encounter și tot așa. Deci o să iau un... o supă de alge, buy selected, pentru că este cea mai ieftină, cred că mai era una totuși de un ban. Și am scorat 6 puncte, iar acum trebuie să aștept să vină toți oamenii. Practic, am călătorit toată ziua, am văzut atâtea chestii mișto, am văzut munți și mări și hot springs cu maimuțe în ele, ferme la care nu creșteau legume, creșteau bani. Am văzut temple și am cumpărat suveniruri super drăguțe. Și am ajuns în sfârșit la tavernă, suntem cu toții rupți și tot ce vrem este să mâncăm niște tofu sau niște miso sau niște sushi ca să ne refacem puterile, să putem să plecăm iară la drum. Și acum, practic, verde va fi primul. Ăsta este dezavantajul la ajunge primul. Deci, întotdeauna, jocul ăsta este destul de echilibrat. Da? Nu vă gândiți că este un joc cu extrem de multă strategie, adică nu poți să-ți faci anumite engine-uri ca în alte jocuri, dar are destul de multă strategie și întotdeauna există un beneficiu și un... o parte proastă. Beneficiul la ajunge primul este că mi-am cumpărat primul mâncare și a fost cea mai ieftină mâncare. Partea proastă este că pelec ultimul, adică automat spațiile cele mai bune de lângă inn vor fi ocupate. Iar ăsta este un joc, un gateway game foarte ok pentru oamenii noi, aprins în general la majoritatea oamenilor care l-am jucat, din simplu motiv că odată este frumos vizual și nu știu, un joc despre călătorie, adică serios, cui nu-i plac călătoriile, acum să fim sinceri. Bun, pot să mă duc la Fields Panorama. Pentru că deja am una, deci mi-aș mai face încă o bucată. Aș putea să mă duc la mount, să încep un mount în panorama sau aș putea să mă duc să am un encounter, dar cred că vreau să mai fac niște... să-mi continui panorama, tot am început. Pentru că pot să mă duc să încerc să iau și eu bonusul pentru field panorama, deși cred că el va termina primul. Are mai multe șanse. Napoleon Vol să termine. Dacă nu e cumva i-a luat cineva spațiu. Cred că i-a luat cineva spațiu, yes! Asta așteptam. Cine este verde? Sper că nu este Napoleon Vol. Verde văd undeva culorile? Da. Uite, eu sunt portocaliu, ciubei. Napoleon Vol, ba da, este verde. Ah, abia acum a făcut 2. Perfect, ok.
Am avut impresia că are deja două, zic, fac la fapt al treilea și mi-a bonusul ăla. Cine pleacă de pe fermă? Liu Howler. Da, și ideea este că trebuie să încerci să... Și la jocul ăsta e bine să ai o strategie. Dacă te duci câte puțin în fiecare, nu o să-ți iasă mereu cea mai bună chestie. Trebuie să te axezi în general pe 2-3 chestii, gen... Vrei să mergi pe suveniruri? Clar, va trebui să mergi probabil și pe ferme ca să ai banii necesari pentru suvenirurile alea. Iar eu nu am făcut asta și m-am dus pe suvenirul ăla la început complet aiurea, am dat 2 bani pe un punct, ceea ce nu este foarte... foarte bine. Aș putea să mă să donez și eu la templu. Sau pot mai mult să mai au niște hot springs. Cred că aș vrea să mă duc să mai au niște hot springs. La templu, iară, e bine, pentru fiecare bonus pe care îl donezi îți iei un punct, iar la final, cine are cele mai multe donații are 10 puncte, dacă nu mă înșel, al doilea 7 și al treilea 5 sau 3 sau nimic, nu mai știu exact. La 100 și ceva de jocuri pe care le am și la cât de des joc unele sau cât de rar joc unele, am uitat, sincer. Avem aici câțiva care donează foarte mult la temple, poate unul din ei are chiar personalitatea, e un personaj în joc care când te duci la templu întotdeauna donează un ban gratis, deci e foarte, o idee foarte bună să mergi la temple pentru că ai un punct gratis și un ban donat la templu, poți să aduni foarte, foarte ușor. E foarte drăguț că aici arată numărul mesei, a câta mișcare este și cât la sută din joc am terminat, de exemplu acum avem cam 40% din joc. După cum am spus, în mod normal jocul ăsta, dacă îl jucați cu jucători la o masă, adică live, ține undeva între 40 de minute și o oră, în funcție cum se mișcă oamenii. Pe aici e clar mult mai rapid. Ok, am foarte puțin timp să fac mișcarea. Ce vreau să mă duc? Să-mi iau și o simpanorama? Hai, vreau să iau și o simpanorama. Ca să nu mă grăbesc să mă duc să mănânc, da, aș lua iară mâncarea cea mai ieftină, dar... Nu e bine nici să pierzi prea multe spații, nu e bine să faci salturi prea mari la spații, pentru că pierzi puncte și jocul ăsta se câștigă prin puncte, nu cu altceva, ci doar cu puncte. Sper să avem un encounter drăguț, am șansa, nu știu câte encounter au avut restul de oameni, s-ar putea să am șansa să fac, ar trebui să mai au și câteva encountere de pe drum, s-ar putea să am șansa să fac bonusul pentru encountere, sunt la 16 puncte doar din păcate, nodul grozav, avem aici un om pe 28 de puncte, sunt chiar ultimul la puncte, dacă stau să mă gândesc, 28, 23, 19, 18 și eu sunt cu 16, da, sunt cel mai slăbuț momentan, doar că MOV se zice mare avantajul că deja am mâncat. Ok. Perfect, perfect, mi-am terminat panorama și am luat 3 puncte bonus. Vedeți exact ce am spus. Deci am fost primul care am completat panorama și mi-am luat bonusul ăla. Yes! Napoleonville, mănâncă-ți degetele, ca să spun așa. Am găsit și o mâncare foarte ieftină, ceea ce este foarte bine pentru mine, pentru că nu o duc grozav cu banii, vedeți, am doar 3 bănuți. Și acum sunt și eu la 28 de puncte. Deci am săltat așa. La jocul ăsta oricum nu-ți dai seama cine este câștigătorul sau poți să estimezi, dar e destul de greu pentru că poți să faci foarte multe puncte într-un tur. Mai ales la final când se dau achievement-urile, ca să spun așa. Ah, by the way, și eu mi-au puncte în plus pe achievement-uri, dacă nu mă înșel cu personajul ăsta. Ah, nu, era cel, le confund pe cele două. Cel cu achievement-urile era moșul pe care nu l-am ales, cel cu Hot Springs. Da, corect, ăla era cel cu achievement-urile. Avem aici cineva, mamă, deci sunt câțiva oameni pe suveniruri, vedem aici și aici. Ăsta trebuie să ia tai mei și cu 3 bănuți, săracu, și a cheltuit foarte mulți bani. Cineva s-a dus direct la suveniruri, avem aici omul cu suveniruri, bineînțeles, care face foarte multe puncte. După cum am spus, suvenirurile sunt o cale foarte bună spre victorie sau spre a face multe puncte. Este foarte drăguț că, după cum spuneam, cineva care, ce vrem noi, vrem fermă, opa, stai puțin. Oh, vreau encounter sau vreau fermă pentru vam, vreau encounter. Vreau encounter pentru că mă duc spre achievement-ul cu encounter-ul și mi-am luat, nu, am pus un ban la templu, corect, corect. A pus automat un ban la templu pentru mine, măcar am și eu un bănuț, sunt al patrulea, nu cred că și ai nimic, sincer, deci poate reușim să mai ajungem să mai luăm la un moment dat un punct la templu, poate. Nu e garantat. Așa, încep să vorbesc
Sunt foarte multe chestii la care încerc să fiu atent și atunci încep cu o idee, după aia vorbesc despre altceva. Voiam să spun că e foarte mișto pe Board Games Arena, pentru că toate părțile de setup și de calcule și de chestii sunt făcute de joc, de platformă în sine. Și atunci e foarte ușor să keep track of things. Putem să facem Sea Panorama, noi avem deja un Sea Panorama, putem să mai facem un Sea Panorama, sau putem să începem un Mount Panorama, nu preferăm să mergem pe Sea Panorama. Să mergem pe ce am făcut, pentru că sunt mai multe puncte și avem șanse să, de ce nu, să terminăm mai repede Sea Panorama respectiv. Mount Panorama, Sea Panorama e la 2, ba nu, e cineva la 3 cu Sea Panorama. Dar noi avem avantajul că avem acele encountere care ar putea să ne ofere potențial un boost, adică să ne dea încă o panoramă plus. Acum, dacă nu ducem la Fields Panorama, ar începe un tablou nou, nu ne avantajează foarte mult, pentru că deja avem bonusul ăsta. Aș fi vrut și eu banii ăia. Ar fi fost foarte buni, dar aveam de ales, practic. Și aici, fermă sau encounter, am mers pe encounter, am sperat, poate va fi un encounter care ne dă bani. Napoleonville must choose how many coins to give to the temple. Ah, și noi călătorim și pot să mă să am un encounter, măcar atât. Deși aș fi putut să mă duc să-mi iau încă un Sea Panorama, dificil, dar vreau bonusul de encountere, am zis că vreau să fiu ăla care are cel mai multe encountere. Ce mi-a dat băiatul ăsta? Mi-a dat 3 puncte direct. Ah, ok, I guess it's ok, doar că tipul ăsta va termina Sea Panorama, vedeți, are 4 deja, îi mai trebuie unul ca să completeze tablou, să-și ia bonusul. Nu cred că am cum să-l mai depășesc. Și ca să-mi termin ideea, în sfârșit, asta spuneam, jocul face atât de multe calcule și atâtea părți de setup încât e mult mai rapid decât când îl pui pe masă. Când îl pui pe masă, trebuie să fii tu atent la toate lucrurile. Bine, nu este un joc foarte fiddly, trebuie să recunosc chestia asta. Adică nu este un joc la care sunt anumite momente când trebuie să se ducă toate componentele, să vină altele noi, gen, nu știu, Castles of Burgundy, dacă a jucat cineva de aici, sau care după o rundă trebuie să se arunce tot ce nu s-a luat și vin alte chestii noi. Și atunci pierzi destul de mult timp și cu partea aia de setup. Nu, la jocurile astea pe Board Games Arena face calculatorul totul, deci merge mult mai rapid. Și haideți să vedem ce mâncăm. Bună ziua, am venit și o să mănânc ceva. Am avut un encounter și encounterul ăla n-am văzut ce ne-a dat. A, ne-a dat un suvenir. Ne-a dat un suvenir, cred. Sau ceva de mâncare. Să mai am uitat. Ce avem de mâncare? Iară ceva ieftin. E bine. Eu sunt... deși nu e întotdeauna bine să ții mâncărurile cele mai ieftine, pentru că este un bonus la finalul jocului și pentru cel care are mâncărurile cele mai scumpe. Dar cum nu o ducem grozav cu banii, cred că vrem mâncăruri ieftine totuși. Cine a dat băiatul ăsta? Ne-a dat un suvenir. Da, ne-a dat un suvenir, din păcate. Am fost foarte ghinioniși pentru că ne-a dat un suvenir de același tip ca al nostru. Și atunci, în loc să luăm 3 puncte, ne-am luat un punct. Asta spun că cu suvenirurile este cu du-te vino. Trebuie să iei de alt, să ai noroc să-ți vină de alte feluri, că altfel nu te ajută foarte mult. Adică, na, mă rog, e un punct gratis pentru noi, pentru că personalitatea aia am luat-o gratis, dar ar fi putut să fie 3 puncte gratis. Și în condițiile de față, restul meu o poate depăși destul de ușor, destul de simplu. Dar, tind să cred că bonusul pentru encounter o să fie al meu. Am deja 1, 2, 3, 4, 5, 6 encountere. Nu m-a depășit nimeni la encountere. Doar că restul o să-și ia bonusul pentru suveniruri. Pentru mâncăruri, clar, nu voi fi eu acela. Iar plec second to last, întotdeauna ajung la in oarecum inoportun, ca să spun așa. Uite, a vrut și altcineva să aibă encountere. Și ce noroc, i-a venit fix suvenir. Este un om care colectează suveniruri, de altfel. Aș vrea să ajung pe spațiul ăsta de Sea Panorama, dar este foarte posibil să se ducă exact. Și vedeți, acum omul a avut o alegere de făcut. S-a dus destul de în față. Da? Uitați câte spații sunt. Deci, până ajunge la el, sunt destule șanse ca restul să aibă mai multe tururi. Dar omul a spus așa, bun, dacă iau ăsta, mi-au 5 puncte, îmi completez tabloul și mi-au și bonus încă 3. Deci, oarecum s-a meritat, știi? A luat destul de multe puncte încât să merite să pierde unul sau două tururi. Să piardă, nu să pierde. Doamne, nu știu mai ce să vorbesc. Mă duc la templu, pentru că vrem să mai donăm și noi niște bani. O să donez un singur bonus pentru că nu prea am, dar un singur bonus mă pune și pe mine în linie cu restul lumii. Hopefully. Nu știu ce mă... uite, Umegaie vrea să ne depășească, vrea să facă 3 bănuți, să fie el pe locul 2. Și am undeva în suflet, ca să zic așa, speranța că voi prinde
un loc la fermă și cred că da. Doar că din păcate nu voi prinde suveniruri again. A, nu. Ba da, ba da. Pentru că și dacă gri și dacă se duce la fermă, mai este un spațiu și pentru mine. Perfect. Sunt foarte, mi-ar plăcea foarte mult să mă să cumpere suveniruri. Din păcate, când ești chel de bani, nu ai din ce bani să suveniruri. Nu ai. Vorbeam cu voi și am apăsat fix pe suveniruri în loc să mă duc la bancă. Fuck. Și n-am cum să iau nimic. Da. E, asta a fost cea mai proastă mișcare pe care am făcut-o până acum. Cea mai proastă mișcare de până acum a fost asta. Probabil că m-a costat jocul. Pentru că dacă aveam 3 puncte, dacă aveam 3 bani, puteam să fac multe chestii. Acum s-ar putea să am probleme în a lua mâncare. S-ar putea să nu pot să-mi iau mâncare la ultimul in, ceea ce e foarte problematic pentru mine. Vedeți ce înseamnă să fii atent? Asta spuneam, că toată sunt foarte amețit de cap și știam că vreau să mă duc pe fermă. Am văzut spațiu, vorbeam cu voi, vă explicam de suveniruri și am apăsat fără să vreau pe suveniruri. Dar asta e. Câteodată trebuie să fii atent la joc, oricum este foarte aproape de final. 88%, cred că a fost destul de rapid, nu știu exact cât va ține acest clip. Sper că nu prea mult, ca să nu vă plictisiți. Eu am încercat să explic cât de bine am putut jocul. Ce să pot să vă spun decât să-l încercați, sunt multe locuri în care puteți să mergeți, multe chinerii s-au deschis acum, foarte multe spații cu board games și puteți să mergeți să-l jucați. Regulile sunt foarte simple. Pe turul tău alegi un spațiu, te muți pe spațiul respectiv și faci acțiunea spațiului respectiv. Iar acțiunile puteți să le găsiți, adică dacă vă uitați 2 minute pe manual, înțelegeți ce trebuie să faceți în jocul ăsta. La magazin cumpărați suveniruri, acolo donați la templu, vă luați tablouri. Practic, cea mai grea parte probabil este să înțelegeți cum merge scoring-ul, mai ales ceva la ceva de genul suveniruri. Fields. La Fields nu ne mai trebuie, dar vreau și panorama, pentru că văd că este spațiu. Și oricum am obit fact cu mâncarea, m-aș duce aici ca să pot să prind mâncarea cea mai ieftină, dar aș pierde, deci ori Alexa iau 4 puncte și potențial să nu mai iau 6 după sau mă duc să iau 6 direct. Nu, hai să mergem aici pentru că, nu uitați, eu am o fază aia când ajung la un in, am un encounter. Și sper din tot sufletul să fiu destul de norocos încât să am un encounter iară cu Kuge sau cu alt nobleman care îmi dă bani. Ca să pot să-mi iau și eu o mâncare, pentru că sunt sărac și vrea și gura mea să mestece ceva. Nu lăsați copii pe stradă, dar acum știți care e ideea? Pot să mă rog la Dumnezeu, Allah, Buddha sau cine vreți voi, ca ăștia doi oameni să vrea să-și ia bonusul ăla pentru mâncarea cea mai scumpă. Și atunci să-mi lase mie mâncarea ieftină! Pentru că ei vor achievement-uri. Dar este o speranță de-a mea. Și este foarte posibil să fie o speranță de eșartă. Te rog, cumpără ceva foarte scump. Am un singur bănuț. Bine, ideea este că ei poate să vadă câți bani am. Și poate să zică, bă, știi ce? Cumpăr mâncare de un bănuț ca fraierul ăsta să nu-și mai ia mâncare ca să n-aibă șansă să mă întreacă. E foarte potențial, adică e foarte posibil să facă și chestia asta. Deci, cred că mișcarea aia cu ferma ne-a făcut grav, ca să mă exprim așa. Ei! Păi și encounter? Ce am mai avut encounter? Trebuia să am encounter. Exact, da. Deci cea mai ieftină este 2. Nu am 2. I cannot purchase a meal. N-am înțeles de ce nu s-a făcut encounter-ul. Pentru că trebuia. Poate n-am înțeles că personajul meu și la Edo fix nu avea, poate doar la primele 3 locații. Maybe. Nu știu. Da, eu am avut cel mai multe encountere. Și mi-am luat niște bănuși la temple. Și ia să vedem. End of the game. Napoleon, Lonlonville, 75, Leo, 66. Aoleo, am fost ultimul. Cea mai fraieră găină din gostat, cum spune un prieten de-al meu. Cu 6 puncte în plus aș fi fost la 62 de puncte, deci tot ultimul aș fi rămas. Adică nu am jucat prea bine jocul ăsta, dar cu siguranță voi nu o să jucați la fel de prost ca mine. Ideea a fost să vă arăt cum funcționează Board Games Arena. Există de asemenea, ce n-am spus eu, că există anumite ratinguri pe care le iei în funcție de câte jocuri joci și cât de repede faci mișcările și cât de serios ești.
dacă abandonezi jocuri sau nu, se dau niște ratinguri și poate să ghideze oamenii. Când, de exemplu, dacă un jucător este foarte neserios și iese mereu din jocuri, poți să-ți dai seama să vezi acolo să nu îl inviți sau să nu-l lași într-un joc de-al tău, ca să nu strici jocul. Îmi cer scuze. Bun, dragilor, ăsta este Board Games Arena. Este foarte ușor să-l accesați. Ține, cred că, fix 30 de secunde să vă faceți un cont. Hai, să nu exagerez, un minut să vă faceți un cont. Și puteți să jucați de oriunde. Oriunde sunteți voi, dacă aveți acces la browser, puteți să jucați pe Board Games Arena. Așa că mergeți și jucați jocul, oameni buni, iar eu vă salut până data viitoare. A, mă scuzați, dacă aveți vreo întrebare, nu uitați, îmi place să interacționez cu voi. Îmi place foarte mult să vorbesc cu lumea în comments, să le răspund la întrebări, să le dau sfaturi. Am avut oameni care m-au întrebat la review-uri, gen unde găsesc board game-uri sau ce board game-uri română găsesc sau ce board game-uri aș recomanda pentru oameni noi. Dacă aveți orice întrebare de genul ăsta, lăsați un comment, citesc fiecare comment. Încerc să răspund la toate, dacă ratez vreunul îmi cer scuze, dar încerc să răspund la toate comenturile posibile, așa că orice întrebare aveți, lăsați un coment. Dacă v-a plăcut, like, share, subscribe, iar până data viitoare, națiunea se joacă. Salutare, oameni buni!